Am pornit înregistrarea, suntem amândoi în cadru. Vă rog să povestiți ce vi s-a mai întâmplat la Burlacu, Cahul sau pe unde ați identificat încălcări ale drepturilor dumneavoastră. La Procuratura Anticorupție Cahul, este și în incinta Procuraturii Anticorupției Cahul, eu deseori, deci mergeam la șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție Serviciul Sud. Atunci era în funcție Ciuni în Italie. Eu mi-am dus în câteva plângeri și nu cunoșteam soarta acestor plângeri. Și știți, m-a uimit faptul când eu într-un birou la dumnealui și îl văd surprins fumând. Și eu, indignat, i-am făcut observații. El așa, leger, scoală, o mototolie de ceva, de un sub masă și o aruncă peste geam în ograda procuraturii. Asta au fost de 2 ori. Da, plus că aceasta, când mergeai acolo la Procuratura Anticorupției Cahul, te lădușeai de miros pătrunzător, începând de la etajul 1 până la etajul 3. Dar încă, acolo activau doamne procurori care însărcinate erau. Și îmi spuneam multora și nu mă credeau. Păi zic, bine, m-am gândit eu să-l înregistrez video. Și am dat eu crucea peste dânsul, pe data de 12, luna a 4-a. Fumând deschis, în ușa deschisă, vă dați seama. Și eu acolo, nu chiar expert în a face înregistrări, am surprins undeva pe 13 secunde. M-am plâns eu la poliție, m-am plâns pe la... Deci, de la poliție, pretinți au fost și au examinat. Materialele au ajuns la angajații de la Sănătate Publică Cahul. Deci plângerea mea și materialele de la inspectorul de poliție Cahul au fost transmise doamne, la Centrul de Sănătate Publică Cahul. Și plângerea mea, adică a fost precăutată de Alexandru Călinari, angajat al Centrului de Sănătate Publică Cahul. Printr-un răspuns am fost informată precum că s-a examinat și video și precum că este o persoană așezată la masă care seamănă cu ciudin și are între degete un obiect subțirel și nu-l duce la gură. Eu explicații, eu ne fiind de acord cu toată istorioara asta a lor, am depus contestații la scrisoria Cahul. Deci, la judecătoria Cahul a fost emis o încheiere. Judecător fiind de